Capitolul 11. Don și Harry erau buni sportivi și se străduiau să nu încetinească pasul. După ce bâșbâiseră vreo 10 minute pe teren accidentat, ajunseră la un drum și Don, uitându-se pe hartă, constată că se îndreptau spre Piovedisaco. Cred că ar fi mai bine să nu trecem prin Padova," spuse el, mergând în pas vioi lângă Harry. Poliția ne caută cu siguranță în orașele mari. Ar fi mai bine să evităm marile aglomerații și să o luăm prin sate." Dacă aveam Bentley-ul patroane, suspină Harry. Poate mai târziu când vom ști exact ce vrea poliția, putem risca să închiriem o mașină. Dar cred că totuși ar fi mai sigur să luăm autobuzul. Suntem cam expuși aici, spuse Harry. Ar trebui să ne ascundem undeva înainte de a se lumina. La asta mă gândeam și eu, spuse Don. Uite-te dacă nu vezi vreo fermă. Am putea să ne ascundem în vreun grajd. Mergeau de aproximativ un sfert de oră când Don auzi departe un motor de mașină. Ascultă, Harry! Harry sărise deja de pe drum și s-arunca într-un șanț. Donul urmă și rămaseră nemișcați cu urechile ciulite. Mașina trecu pe lângă ei. Avea doar luminile de poziția prinse și Don văzut patru capete cu șepci de poliție. Dar știu că n-au pierdut vremea, spuse el ridicându-se. O tăiem pe câmp? Poate ar fi mai sigur. Da, dar mai greu. Hai să rămânem pe șosea cât mai mult timp. Bine, hai. Era ora trei, și douăzeci când ajunseră la prima fermă, peste câmpuri se ridică o luna albă enormă. Aruncăm o privire?" întrebă Harin, cetinind pasul. Don se opri să studieze zidurile albe ale caselor. Poți fi sigur că poliția alertă toți de pe drum." Mă rog, putem totuși să încercăm. În orice caz, nu trebuie să ne prindă zorile pe drum. Hai să vedem cum arată locurile." O luară pe câmp, pe drumul nepavat, care ducea direct la fermă. Cam la o de metri de casă, un câine început să latre. Don surâse amar. Asta e. Hai, înapoi la drum. O secundă, patroane. A, am un truc cu javrele. Să vedem dacă merge și cu asta. Prea târziu, zise Don. La primul etaj s-a prins o lumină, câinele lătran continuu și trăgea să rupă lanțul. Atenție, zise Harry. Hai la graj imediat, poate or să creadă că ne-a fost frică de câine. Bine, hai! În timp ce fugeau spre grajd, auzi răzăvorul de la ușa fermei, o voce de femeie strigă pe geam. Fii atent, papa! Ar fi mai bine să-l aștepți pe viitoare!" Dacă-l așteptam, eram de mult mor și îngropat, Răspunse o voce masculină. Căinele auzi ceva! Vin, papa! strigă o altă voce de bărbat. Sunt doi, șușotihari. Atenție! Papa a dat drumul câinelui. Acum e momentul să-ți arăți talentele, spuse don te las. Harry înaintă în vârful degetelor. Un câine mare sări în spatele grajdului. Mârâia încet și se apropia de Harry. Acesta nu încercă să le vite. Câinele ezită, apoi se opri să-l miroasă atent. Bun băiat!" murmură Harry fluierând ușor printre dinți. Câinele se apropie, apoi începu să dea din coadă și Harry se aplecă să-l mângâie. Bruno, vino aici!" strigă fermierul. Vocea lui părea să vină de pe cealaltă parte a clădirii. Hai, du-te!" Șopti Hari și împinse ușor câinele. Câinele îl privi, apoi o lua la fugă. Bravo, spuse Don. Găsise ușa de la grașulă și se între deschisă. Pe aici, înainte în întuneric urma de Hari și închise ușa, apoi începu să cerceteze locul la lumina lanternei. Pe scară, spuse Don, urcă scara și ajunseră în fân. Nici că se putea mai bine. Deschise puțin ușa și se uită în curte. Doi bărbați cu lanterne erau chiar sub ei, atenți la orice zgomot. Poate a fost o pisică, papa, știi cum e Bruno. Începu să mângâie câinele care dădea de din coadă. Fermierul bodogăni ceva, ridică din numeri șolo o spre casă. Totuși, nu lega câinele, spuse el. Nu o să stăm toată noaptea ca să facem pe plac poliției. Intrară în casă și închise ușa. Don auzi zăvorul și câteva minute mai târziu lumina de la primul etaj se stinse. Bravo, hari, spuse Don întinzându-se în fână alături de tovarășul său. S-au culcat la loc. A, aș trage și eu un pui de somn. Vă e foame? Deocamdată nu. Hai să dormim întâi. Probabil că nu vom putea pleca de aici decât mâine seară. Odată ce trecem de Padova, putem merge liniști ziua pe dealuri. Cum spuneți patroane? Spuse Harry căscând. În secunda următoare începuse deja să sfore. Don se trezi brusc. Harry zgâlțea umărul. Razele soarelui intrau printre scândurile din acoperiș. Don auzi foială jos și îl privi pe Harry cu un aer întrebător. Ce se întâmplă? Jos e un camion care pleacă la Padova, șoptiharii, Harry. Încarcă legume. Oare n-am putea să ne ascundem în el? Don se ridică, se scutură între deschise ușa tânărului și se uită în jos. Era un camion de zece tone pe jumătate acoperit cu o pânză verzuie, încărcat cu lăs de conopidă. Bătrânul fermier și un tânăr ars de soare, pe semne viitoare, discutau cu șoferul. Apoi, cei trei o luară spre casă. Haideți, spuse Harry. Își luară rucsacurile și coborâră. Cei trei dispăruseră. Don deschise ușa și se lăsă să alunece între lăzile cu conopidă. Le rearanjă repede ca să lase suficient loc în mijloc. Apoi se uită la Harry, care aștepta. Hai! Harry se prinse de ușa grajdului, o închise și se lăsă să cadă în gaura spațiului făcut de Don. Se așezară pe podeaua camionului și puse lăzile unele peste altele în jurul ascunzătorilor. Abia se instalară ca voci. Atunci pe mâine, spuse șoferul. Bătrânul lui ură drum bun și motorul se porni, camionul demară, mară se pe drumul care ducea la șosea. Harry apucă o lată de conopidă și -i suruse lui Don. Dacă e ceva ce detest pe lumea asta, e conopida. Dar de acum o să mănânc conopidă la toate mesele. Mergem până la Padova sau sărim înainte? Întrebă Don. Îi scoase harta și se apucă să o studieze încruntat, în timp ce Harry sprijinite umărul său răsufla zgomotos. Sărim imediat înainte de Padova, reluă Don. Apoi o luăm pe dealuri până la Abano, ajungem la drumul spre Vicențe și cu puțin noroc prindem autobuzul spre Brescia. De acolo milano la aproape. Asta dacă nu avem probleme, spuse Harry. Bineînțeles. Timp de o jumătate de oră, rămase rașezați unul lângă celălalt în camionul care i zdruncina, apoi Don început din nou să studieze harta. Încă zece minute și ajungem la Padova. Harry început să mute lăzile ca să facă loc. Nu era nicio formă de relief, nicio ascunzătoare posibilă. În depărtare, țăranii lucrau pe câmp. Imediat ce sărim dintre conopidele astea, zise Harry, vom fi la fel de ușor de reperat ca și colonelul Nelson în deșert. E prea riscant să intrăm în Padova. Sigur s-a dat alarma și acolo, spuse Don, punându-și rucsacul în spate, arătând spre dalurile de la orizont. Dacă ajungem teferi până acolo, suntem salvați stăteau în partea din spatea camionului cu picioarele atârnând deasupra drumului care se scurgea amețitor. Sunteți gata, patroane?" Dona probă. se întoarse rămase o secundă suspendați de mâini și apoi își dă dură drumul. După ce atinseră solul, se ridicară fără probleme și o luară la fugă până la zidul de piatră care străjuia drumul, fără să atragă atenția țăranilor care lucrau. Harry și-a prins o țigară, studiind împrejurimile. Sigur ne vădă ăștia," spuse el. După tine, cât ne trebuie să ajungem la dealuri? Cam o oră. Don se uită la ceas. Era nouă și douăzeci. Mai bine rămâneam în fânar, Harry. La urma urmei nu sunt decât niște țărani, spuse Harry. N-au nimic cu noi. Am făcut deja vreo 50 de kilometri. Nu e rău deloc. Trebuie să ne asumăm riscul. Bine, hai. Sări răzidul și-o pe câmp. Țăranii erau la aproximativ 500 de metri. Niciunul nu părea să se uite în direcția lor. Unii scoteau sfeclă, alții făceau grămezi sau încărcau căruțele. Don și Harry traversară terenuri de defrișate, apoi coborără o pantălină spre depresiunea care ducea la primele dealuri. Erau cam la jumătatea drumului când auziră un strigăt în depărtare. Gata!" spuse Harry, aruncând o privire pe după umăr. Siluetele a trei țărani le făceau semn. Nu te opri!" spuse Don mărind pasul. Dacă trebuie o luăm la fugă!" Oricior vrea de la noi patroane!" Ori a prevenit poliția, ori sunt oamenii lui Nazca, răspunse Don. Dacă putem să izolăm de ceilalți, scăpăm ușor de ei. Când se întoarseră, cei trei dispăruseră. Ia uite, te pomenești că s-au dus să mai ia ajutoare. Tragem o fugă hari. O luară la goană. Trebuie să ajungem la dealuri înaintea poliției, spuse Don accelerând ritmul. Coborâm în fugă panta care era la baza dealurilor, traversară drumul sărind peste zidurile de pe margini, Escaladarea câțiva metri de deal și se opriră fără suflu. La orizont se zăreau șase siluete. Judecând după pălării, trei dintre ei erau țărani. Ceilalți trei aveau capul gol și erau prea departe ca Don să-i poată recunoaște. Ne ajung," spuse el. Trebuie să ne pierdă urma." Aveau de urcat, era greu să mărească pasul, dar nu se opriră până în vârful dealului. Cei șase se împrăștiaseră. Unii coborau încă înspre drum. Doi ajunseseră la el, și se cățărau pe zidul de piatră. Unul era deja la baza dealului, dar se oprise probabil la capătul puterilor. Se pare că nu prea au antrenament, spuse Harry. Îl ajunse pe Don, care o luase deja la fugă, la vale. Umăr la umăr alergară spre un alt zid de piatră. Don se opri brusc. Calea ferată, uitasem de ea. Se uitară în dreapta către șinele cu sens unic. Avem noroc, spuse Harry. Uite că vin un tren. Ajunseră imediat la șine și se îndreptară către un boschet pipernicit. Nu se pitiseră bine că trenul duduia deja pe șine. Era un mărfar foarte încărcat și nu mergea cu mai mult de 20 la oră. E floare la ureche," spuse Harry. E imediat ce trece locomotiva, sărim." A vrătim timp să zărească în cabină șoferul și mecanicul. Apoi Harry l apucă pucă pe don de braț și îl împinse înspre șine. Lăsară să treacă primul vagon, ochiră unul care transporta un tractor bine ancorat cu frânghii, își luare elan, se agățară și în câteva secunde se lungeau pe platformă. Se lăsară să alunece sub tractor în timp ce trenul lua viteză ușor. Urmăritorii dispăruseră. Sigur vor avertiza prima gară," spuse Don. Unde naiba găsesc ei telefon?" Dacă sunt polițiști, trebuie să aibă un emițător la bordul mașinii." Don scoase harta, o studie și o băgă înapoi în rucsac. Gara următoarei Castelfranco," De acolo e o linie care merge la Vicențe. Ar fi bine să găsim un tren care merge în direcția aia. Merge mult cu mocănița asta? Vreo 15 kilometri. Lasă că tot e mai bine decât mersul pe jos. Don scoase sandvișurile pregătite de Sherry. Ce ar fi să mâncăm ceva între timp? Dumnezeule, aș mânca o vacă întreagă cu coarne cu tot, spuse Harry într-un elan. Începu să clefăie energic. Și ce facem când ajungem la Vicențe? Întrebă el. Trebuie să evităm centrul și să găsim un autobuz către Verona. Dacă vedem că sunt probleme, o luăm iar pe câmp. Am înțeles, patroane, spuse Harry, terminând de mâncat sandviciul. Ce-ar fi să mai mâncăm câte unul? Autobuzul imens, alcit, colorat în crem și albastru, se opri în stația luminată. Doi țărani în haine de duminică, un comerciant obosit, cărând din greu două valize și o femeie cu un balot înfășurat într-o pânză, se ridicară de sub adăpost și se apropiară de ușile mașinii. Nu erau decât doi pasageri la bord, două femei. Don îl apucă pe hari de braț, cu pași hotărâți în conjurarea de și se urcare în autobuz. Don plăti două bilete pentru Verona și se așeză lângă șofer. Când autobuzul porni, răsuflară ușurați. Ajunseră la Vicențe la prânz și, după ce își, luaseră, își luară ceva de mâncare, stătură toată după amiaza într-un cinema. Nu-i văzuse nimeni. La căderea nopții ieșiră să se intereseze de orarul autobuzelor la nouă și jumătate se urcară în cel către Verona. Până aici totul a mers bine, șopti Don. La Verona încercăm să furăm o mașină. Nu, cred că putem spera să închiriem una. Dacă ajungem pe zi la Brescia, e bine. Dar nu ne ducem cu mașina până la Milano? Milano întrebă Harry. Don clătină din cap. Până la Milano e autostrada care ne poate da bătăi de cap. Putem să o evităm, dar e o colmare. Autostrada? E sau o Milano-Brescia și are punct de control la ambele capete. Trebuie să cumperi un bilet ca să intri pe ea și e în permanență supravegheată de poliție. n ar fi mai bine atunci să ne ascundem într-un camion ca azi dimineață. E posibil să fie verificate camioanele să ne caute peste tot. Și dacă ocolim autostrada, vedem când avem mașina. Era aproape 10 și 10 seara când autobuzul încetini și opri la stația Tavernel. Stația nu era luminată. Deodată, în ușa autobuzului apăru un polițist. Era un tip scund cu ochelari, cu o carabină în mâna dreaptă și un pistol la șold. Se uită la pasageri și privirea îi se opri asupra lui Don și Harry. Gata cu noi!" spuse Harry printre dinți. Vă rog să coborâți!" spuse polițistul tăios. Don își lua un aer mirat. Cine e eu?" spuse el în engleză. Coborâți, senior!" relo polițistul în engleză. În ce scop?" Ceilalți pasageri făcură ochii mari. Actele la control, spuse polițistul. Don ridică din umeri și își luă rucsacul de sus. Durează mult? întrebă șoferul autobuzului. Deja sunt în întârziere. N-are rost să stai după ăștia. Poți să pleci, zise polițistul. Șoferul ridică din umeri și se întoarse la volan. Polițistul cobor din autobuz. Va trebui să ne ocupăm de ăsta, șopti Don dându-i rucsacul lui Harry. Fiatena la mâna lui dreaptă. Coborâră și ei și avură neplăcuta surpriză să constate că jos îi așteptau al doi polițiști pe motociclete, dintre care unul cu carabina în mână. Șoferul închise ușa și porni. Primul polițist și aprinse farul de la motocicletă. Actele, vă rog, senior, îi spuse el lui Don. Don își trecu mâna în jachetă și văzu că al doilea polițist ținta carabina spre el. Don scoase pașaportul și îl întinse polițistului. Acesta se uită în pașaport, ridică privirea și întinse mâna înspre Harry dă el, îi spuse Don. Hari întinse pașaportul cu minte. Sunteți arestați, spuse polițistul. Vă rog să ne urmați. Dar pe ce motiv? Întreba amabil Don, scărpinându-se în cap. Era un semnal convenit cu Harry. Acesta reacționă prompt. Lăsă să-i cade rucsacul de pe umăr, la pucă de o curea și îl aruncă în față polițistului cu carabina. Pantofii de pe fundul rucsacului îl pocni răzdravân în nas și amețit scăpă arma și căzun patru labe. Ceilalți doi vrură să-și scoată pistoalele, dar rămaseră nemișcați, văzând arma lui Don îndreptată spre ei. Nu mișcați, ordonă Don. Harry luase carabina de jos și o îndreptase spre polițistul care se ridica în jurând. Cu spatele voi doi, comandă Don. Cei doi polițiști se executară și Don le lua pistoalele, apoi îl deposedă și pe cel de-al treilea care abia se ținea pe picioare. Grăbit, Harry deșurubă becul de la o motocicletă și le porni pe celelalte două. Sunt gata, patroane!" Don Goli încărcătoarele celor trei pistoale le zvârli departe, iar pistoarele le aruncă pe stradă. Pașa poartele, rosti Don. Fără să se întoarcă, polițistului întinse documentele. Ne ajungeți departe, spuse el. Măcar încercăm, spuse Don surâzând. Hai, luați-o din loc, valea. Cei trei polițiști o luară la pas prin beznă. Harry se instalase deja pe motocicletă. Haideți să le arătăm italianilor răstora de ce suntem în stare, spuse el. Don încălecă cealaltă motocicletă. Hai!" Accelerând la maximum, ieșiră din tavernel și apucară pe drumul spre Verona cu motoarele huruind. Capitolul 12 Merseră cu viteză nebună timp de zece minute, depășind autobuzul CIT. Don îi făcusem lui Harry să reducă viteza, se apropie de el, îi puse mâna pe umăr și continuară unul lângă altul. În curând va trebui să ieșim de pe șosea, or să vină după noi ca vulturii." Fii sigur că au alertat toată poliția regională. Harry se strâmbă. De da e mișto, patru ani fug, de rupăm în motoarele astea. Puțin mai încolo se face un drum la stânga, o luăm pe el. Se pierde între dealuri. La capătul lui o luăm iar pe jos. Dacă avem noroc, vor crede că am luat-o spre Verona. Bine, răspunse Harry. dar e păcat. Mai merseră câteva minute și don întinse mâna. Uite drumul, strigă el. Atenție! Încetinirea și-o la dreapta pe un drum strâmt care urca destul de abrupt. Reușiră să continue cu 60 la oră, dar drumul era prost și fură obliga să încetinească. Noaptea era splendidă, luna lumina dealurile suficient ca să poată stinge farurile. Pe vârful dealului Don s-o pri să privească valea și satul de sub deal. Nu suntem departe de frontiera cu Elveția Hari. Poate ar fi mai bine să o trecem în loc să mergem la Milano. Ajungem imediat la Zurich. Dacă mă iau după harta mea, după patru zile de mers ajungem la Tirano, oraș de frontieră. Acolo sigur găsim o mașină. Bine, spuse Harry. Acum ce facem? Ascundem undeva motocicletele. Nu putem trece cu ele prin sat, sigur ne depistează. După câteva minute, descoperiră un desiș în care abandonară motocicletele. Le camuflară cu creni și porniră la drum. Merseră patru ore, schimbând din timp în timp cât un cuvânt, urcând dealuri, coborând voi pietroase, o ocolind sate adormite. Deodată Don de se opri. Ar trebui să fim aproape de drumul către Trento," spuse el. Dacă nu mă înșel trece peste dalul de acolo, hai să mâncăm și să bem ceva. Lucrurile nu arată rău deloc." Se așezară în vârful dealului și terminară repede de mâncat. Acolo e un lac, patroane?" întrebă Harry cu gura plină. E lacul Garda," O să mergem pe mal până în nord ca să o luăm apoi pe munte." Nu e niciun drum pe acolo. O să fie greu, Harry." Până acum mi-a plăcut," spuse el. Mai ies și eu în natură." Don, izbucni în râs." Am făcut bine că te-am chemat. Eram mort dacă eram singur." Se ridică?" Ei, hai să mergem dacă vrei plimbare în natură." La câțiva kilometri departare de satul ala traversară drumul care ducea de la Trento la Verona. Dincolo de munți a o dâră roșie, răsăritul era aproape. Începură să urce din nou și, cum ajunseră pe vârful primului lanț de coline, răsări soarele. Aerul rece al dimineții începu să se încălzească. Ce-ar fi să tragem un pui de somn?" propuse Don, întinzându-se pe iarba umedă. Ce părere ai de peisaj?" La picioarele lor se întindea lacul Garda înconjurat de munți vineții. Între munți și lac se zăreau ferme și păduri, ai fi zis că erau de jucărie. Formidabil, strigă Harry, lungă din sticla de șianti pe care o cumpăra să șterse la gură și oftând satisfăcut desfăcut cele două bucăți de pânză de cort pe care le cărase în rucsac. O să ne pârlim, spuse el. A dormit repede. Două ore mai târziu, Don se trezi alertat de un mormăi ciudat. Scrută zarea clipind pe jumătatea dormit, apoi se adună brusc și îl trezi pe Harry. Nu mișca, îi zise. Ia uzi, un avion!" un elicopter, uită-l. Harry se în direcția indicată de Don. Câțiva kilometri mai la dreapta se zărea silueta unui elicopter asemenea unei libelule. Nu-i poliția, patroane. uită -l. Don clătină din cap. Ar putea fi oamenii lui Natska. Bagă-te sub pânză. Nu te mișca. N-au cum să ne vadă. Elicopterul își continuă zborul, se îndepărtă câțiva kilometri, luă un viraj, apoi reveni pe o direcție paralelă cu prima, dar decalată cu un kilometru. Pun pariu că spuse Don. Inspectează terenul. Dacă mai face de două ori parcursul ăsta, o să treacă exact pe deasupra noastră. Ce putem să facem patroane? Nu prea avem ce. Când se îndepărtează târăște te până la boschetul ăla, eu mă bag sub celălalt. Așteptară ca elicopterul să se îndepărteze și să ascunseră în boscheți. Zece minute mai târziu, elicopterul revenea. Motorul huruia, iar din zgomotul frunzelor, Don observă că nu zbura la mai mult de 5-6 metri de sol. Începu să-și pună problema dacă ascunzătorile lor erau sigure, dar era prea târziu să mai încerce ceva. Helicopterul se apropia huruind și călcând iarba, trecu la 200 de metri de ascunzătorile lor și viră înapoi înspre lac. data viitoare, spuse Don stând pe burtă, nu mai scăpăm. Am cu ce să-l primesc dacă ne vede, spuse Harry arătând spre pistol. La distanța asta risc o surpriză neplăcută. Nu ieși și nu trage dacă nu deschidei focul. Poate nu e nasca până la urmă. Bine, zise Harry, dar eu pariez că el e. Trebuie să așteptăm, Harry. Oricum ce altceva putem face. Poate să-i cheme pe ceilalți prin radio. Le-ar trebui mult timp să ajungă. Atenție, uite-l! Helicopterul întorsese și revenea spre ei. Încetinise și abia se mai auzea. Plonjă ușor deasupra crestei la șapte sau opt metri de sol. Ridicând privirea, Don văzu că ușa cabinei era deschisă. Cineva se-a plecat în afară, un bărbat cu fața slabă și smeadă, Curițo. Don abia apucă să-l recunoască pe asasin că elicopterul ajunse deasupra moscheților. Curentul făcut de elice depărtă ramurile descoperindu-i. Don zări rânjetul Curițo, apoi văzu un obiect asemănător unei mingi de cricket care căzut din mâna lui înspre el. Atenție!" urlă Don. O grenadă!" L-auzi pe Harry armând pistolul, dar grenada căzu între cei doi boscheți. Țâșni o lumină puternică urmată de o deflagrație. Don simți pământul cu tremurându-se, apoi o lovitură puternică întâmplă și cerul se înnegri brusc. Patroane, patroane, sunteți bine!" Don murmăi ceva, își duse mâna la tâmplă și deschise ochii. Harry, palid și înfricoșat, era plecat peste el. Pentru un moment, Don nu-și putea aminti nimic. Apoi se ridică strâmbându-se de durere și se sprijini în coate, sângele și roia pe față. Cred că m-a pocnit o piatră care a ricoșat. Nu vă mișcați patroane. Nu, e grav. Vă îngrijesc eu. Domn se lăsă pe spate în timp ce Harry scoase trusa medicală. Ce s-a întâmplat? Cretinul ăla a aruncat o grenadă, dar eu l-am nimerit în braț, spuse Harry. S-au cărat imediat. Au aterizat jos în vale, sigur, ne ajung repede. Don făcu un efort și se ridică în fund, apoi în picioare, tremurând. Am făcut bine că am rămas aici, Harry. Am crezut că va a atins, am tras o sperietură. Harry se întoarse arătând cu degetul. Uitați-vă acolo jos, lângă fermă. La aproximativ 10 kilometri se vedea o casă izolată, în mijlocul unor câmpuri verzi. Elicopterul aterizase lângă ea. Harry scoase din sac un binoclu de război. Îl scot pe curiță, sunt cinci bărbați și o femeie. Ia dă-mi să văd. Don Lobinoclul, binoclul. Elicopterul i-a părut brusc înaintea ochilor, ca și cum era la 100 de metri departare. Bruno, Buso și Hans erau lângă elicopter. În ușa fermei era Maria Națca, îmbrăcată într-o bluză de mătase albă și pantaloni negri. Don îl văzu pe Cari Națca vorbind cu un bărbat scun, cu o șapcă de piele, cu siguranță pilotul. Curițul era întins pe iarbă, dar nu se ocupa nimeni de el. Pilotul se întoarse și întinse mâna spre colina pe care erau Don și Hari. Națca trebuie că dădu un ordin, pentru că cei trei bărbați se strânseră în jurul lui. Indică și el vârful colinei, puseră ceva la cale și apoi o luare la fugă și deschiseră porțile unui graj dimens. Într-o secundă de sub el ieșiră două mașini. Patru oameni noi se urcară în prima mașină. Buso, Hans și Bruno se urcară în a doua. Plecară amândouă în direcția colinei. Vin spre noi," spuse Don, punând pinoclul înapoi în cutie. În două ore sunt aici." Trebuie să coborâm și să ocolim colina. Dacă ajungem la elicopter, mă descurc să-l pilotez. Chipul lui Harry se lumină. Ce idee genială, patroane! Dar vă simțiți în stare să fugiți? Trebuie să pot, singura șansă de scăpare. O luară la vale în fugă și Don reuși cu ajutorul lui Harry să se țină pe picioare. În zece minute ajunseră la baza dealului și cotiră spre zonă pietroasă care ducea până la fermă. Don estima că mai erau șapte sau opt kilometri până acolo și cu rana de la tâmplă și picioarele moi, drumul se anunța greu de parcurs. Timp de o oră avansară cu greu printre pietre. Cam după patru kilometri urcară puțin până la o creastă, unde se opriră pentru scurt timp, apoi o luară în patru labe până la marginea platoului ca să inspecteze valea. Buso rămăsese de santinel în timp ce ceilalți urcau colina. Don studie terenul. Suntem cam expuși de aici în Colohari. Va trebui mai întâi să ne ocupăm de ăștia ca să ajungem la fermă. Acum să vezi sport. Harry privea la cei șapte oameni care urcau încet. Erau cam la 50 de metri de creasta pe care erau ei ascunși. Îi lăsăm să ajungă la baza colinei, apoi să pe grasul ăla. Șopti Harry la urechea lui Don. N-au cum să ne vadă. Don aprobă și se așeză pe burtă văzându-l pe buso apărând pe creastă. Nu înțeleg de ce trebuie să urcăm până acolo. Mormăi Bruno către un haidama care se apropia de el. Harry și Don îl auzau bine. Curițo zice că sunt morți, așa că mai bine am sta aici, Ceilalți pot să urce și fără noi. Buso zice că s-ar putea să nu fi murit. Hai să mergem și te sfătuie să mai tași dracului din gură, mormăi celălalt. Continuă să urceam în răsuflând din greu. Un sfert de oră mai târziu, cei șapte aproape ajunseseră la baza colinei. Imediat ce ieșiră din raza lor, Don și Harry trecură pe partea cealaltă a crestei și o luară la fugând spre drum. Buso era așezat pe iarbă cu spatele la ei și fuma. Mă ocup eu de el patroane," spuse Harry. Stați acolo lângă boschețea, când sunt pe aproape ridic mâna. Mai pe la sfârșit poate arunca și dumneavoastră o piatră încolo, să-i mai distrageți atenția. Don dădu do -do din cap, se simțea foarte slăbit. Oricum, Harry era mai bun la bătaie decât el. Vin și eu imediat ce l-ai prins. Mă, descurc și singur, patroane. Ocupați-vă de mașini. Continuare coborârea până la boschetul indicat de Harry. Între timp, Buso se ridicase și se plimba în sus și în jos pe drum, uitându-se din când în când încruntat înspre colină. Don întoarse capul și văzu că cei șapte erau la jumătatea pantei. Urca un și Buso nu înceta să-i înjure. Ridicând brațele, Buso se așeză din nou pe marginea drumului. Harry îi dădu un cot lui Don. Mă duc!" șopti el. Își lăsă rucsacul jos și începu să urce repede spre drum pe sub desiș. Don îl urmărea cu privirea uimit de agilitatea sa. Ajuns la ultimul boschet, Harry se opri. Mai avea cam zece metri până să ajungă la spatele latalului lui Buso. Aruncă o privire în spate și ridică o mână. Don reperase deja o piatră mare. Se ridică pe jumătate și o aruncă în capul lui Buso. Piatra șuieră în aer și Buso tresări. Îl lovi între umeri. Scoase un geamăț surd și dădu să cadă. Într-o secundă, Harry ajunse la el și cei doi se rostogoliră în praf. Don văzu un aer pumnul lui Harry. Buso nu mai mișca. Harry se ridică surăzător. Floare la ureche patroane, declară el. Se grăbi spre una dintre mașini, deschise capota și trase un cablu. Don apucându-se de umărul lui Harry coborâ până la drum. Luăm cealaltă mașină, Harry. Se aplecă să ia pălăria neagră lui Buso. Hai, zise. Își puse pălăria, se sui la volan și porni motorul. Harry se instală lângă el. Din depărtare s-a un strigăt. Harry întoarse privirea înspre deal. Doi bărbați ajunseseră în vârf și făceau semn altora, care nu se vedea încă. Ne-au văzut!" spuse Harry în timp ce Don cotea spre fermă. N-au cum să ne ajungă!" îl asigură Don. Capu' jos!" Capu' jos, Harry! Cu puțin noroc mă vor lua drebusuri și vor crede că am venit să dau raportul." Băgați viteză!" spuse Harry, gemuindu-se pe jos. Don acceleră. Mai erau trei sau patru kilometri până la fermă. Nici dacă o luau la fugă, cei șapte bărbați nu aveau cum să-i ajungă în mai puțin de oră. Era mai mult decât le trebuia lor să se ocupe de nați ca Maria și pilot și să le ia elicopterul. Într-un minut suntem la fermă, spuse Don frânând brusc. Se dădu în spate pe scaun, își puse pălăria pe ochi și trecu de bariera vopsită în alb. Mașina a început să se zgâlțâie intrând pe drumul nepavat. Elicopterul era gol la marginea drumului și în jurul lui nu se vedea nimeni. Don fu tentat să oprească mașina și să sară direct în el, dar își înfrână el anul gândindu-se că era mai bine să se ocupe de cei rămași la fermă. Harish ținea pistolul pe genunchi, avea cealaltă mână pe portieră, gata să sară în orice moment. Nu se vede nimeni," murmură Don. Conducând în continuare, scoase și el pistolul și oprin în fața ușii. Don spera să cănați ca avea să iasă și că l-ar putea surprinde, dar își dădu repede seama că el trebuia să ia inițiativa. Bagă-te undeva, Harry, spuse el cu voce joasă. Deschid eu, deschid eu dansul. Dacă este rău, vii și tu să mă ajuți. Lăsați pe mine patroane. Se oferi Harry. Nu, fă cum ți-am spus. Don deschise portiera, traversă grădina și intră în casă, pătrunse într-un culoar strâmt care dădea înapoi, îndădea înspre o scară. La stânga lui era o ușă care părea să dea în salon. Abia se dezmetici și îl și văzu pe pilot coborând scara. Se opri brusc cu gura deschisă și ochii mari. Un singur cuvânt și zbor creierii, spuse Don cu o voce slabă, arătându-i arma. Pilotul ridică mâinile în aer alb ca varul. Coboară, îi spuse Don. Pilotul făcu câțiva pași ușor, ca și când ar fi mers pe o fața la perete. Bărbatul se întoarse vădit deranjat, lăsându-l pe Don să-l percheziționeze. Constatând că nu are nicio armă la el, Don dădu un pas înapoi. Unde sunt ceilalți? Pilotul făcusem spre o altă ușă de pe culoar. – Hai, și nu face gesturi în plus! Pilotul avansă pe culoar și intră într-o cameră mobilată sumar. donui de un brânj până la picioarele lui Națca, care era așezat într-un fotoliu. – Nu mișcă nimeni! – ordonă Don. – Da e domnul Miclem! – strigă Maria. Așezată lângă fereastră, Maria tricota. Cu ochii scânteetorii, surâse larg, fără să mai miște andrelele. Națca studia o hartă pe care o ținea pe genunchi. Văzându-l pe Don, se albi la față și lăsă să-i scape harta. Ce surpriză plăcută!" exclamă Maria. Îmi făceam griji pentru dumneavoastră. Ce-a spățit la cap?" Un prieten de-al fratelui dumneavoastră mi-a aruncat o grenadă," explică Don. Dar, ca toți ceilalți, nu s-a arătat prea îndemânatic." A, dragule, eruncă cu grenade în domnul Miclem, dai un prieten de-al meu." Mai taci," spuse Națca nervos. Ascultă, Miclem, nu puteți să părăsiți țara. Toate drumurile sunt supravegheate. Poliția e pe urmele voastre. Mai devreme sau mai târziu veți fi prinși. Vă propun o afacere. Nu mă interesează, zise Scurdon. Dar unde era Curițo? Întrebându-se, Don se dădu la o parte din ușă ca nu cumva să-i apară din spate. Am nevoie de carnețelul la Miclem, spuse Națca. Îl cumpăr. Dar care e ridicol, interveni Maria. Domnul Miclem e miliardar, oricum nu-l veți avea. Nu vă mai obosiți, spuse Don. Sunteți bine, patroane? Se auzi vocea lui Harry pe culoar. Da, curiți o undeva în casă, găsește-l și ocupăte de el. Apoi vino repede, spuse Don, fără să-l pierdă pe Nazca din ochi. Pilotul rămase sentins pe jos. Se uita la Nazca și la Don cu un reticent. Vă veți ocupa și de noi, domnule Miclem, spuse Maria zâmbind. Și cum veți face? Ne veți bate? O bucată de soare e suficientă, spuse Don surzând. Oamenii fratelui dumneavoastră vor veni în curând să vă elibereze. Harry intră cu un rulou de frânghie. L-am găsit pe curiț sus, s-a rezolvat. Leagă-l pe spuse Don indicându-l pe pilot. N-aveți cum să scăpați, declară Natska. Vă ofer libertatea în schimbul carnetului. Am neapărat nevoie de el. Nu o, spune spune stâmpenii. Știți foarte bine că aveți cum să scăpăm, că avem cum să scăpăm. Cu ajutorul elicopterului, N-ați capăli, dar n-aveți cum să-l pilotați. Ai uitat, Cari, că, că domnul Miclem este un pilot excelent, interveni Maria. Și în ciuda surâsului se albi și ea la față. N-ai fost prea abil oferindu-i o astfel de ocazie de a fugi. Taci odată, strigă Națca. Hari termină de legat pilotul și se apropie de Națca. Acesta sări de pe scaun și îl prinse pe Hari de bărbie. Hari anticipase mișcarea. Îi îndepărtă brațele cu o lovitură de rever și trăsni una direct în falcă. Nați ca că la loc în fotoliu. Maria și stăpânise un strigăt văzând că Harry îi lovește fratele. Întoarse capul spre fereastră. În locul dumit m-aș grăbi, Don," spuse ea. Vin băieții." Harry sări la geam. Da, patroane, probabil au oprit o mașină pe drum." O legă pe Maria de spătarul scaunului. Sper că nu-i prea strâns, mis, întrebă el. Harry era mereu politicos cu doamnele o privi pe după umăr și surăse fermecător. Nu vă faceți griji pentru mine. se întoarse spre Don. La revedere. Sper să reușiți. Don ezită un moment. Se întreba dacă n-ar fi trebuit să o ia cu el, dar își aminti cum încercase să-l facă să plece din Veneția. Era prea riscant și nu putea avea încredere în ea. La revedere și succes, îi răspunse el. Haideți, spuse Harry și ieși amândoi. Când ajunseră la elicopter, îi văzură pe cei cinci bărbați într-o mașină de capotabilă, care gonea pe drum într-un nor de praf. Don verifică tabloul de bord și porni motorul. Harry în se lângă portiera deschisă. În momentul în care mașina intră în curte, ținti și trase, parbrizul se făcu țândări. Mașina derapă și se opri. Cei cinci săriră și se împrăștiară. Elicopterul se înălța deja. De după mașină, busul a început să tragă în el. Un glon te trecușuierând pe la urechea lui Harry. Un altul sparse ceasul de la bord. Harry trase un glonț atât de bine țintit, încât bus a trebuie să se ascundă după un parapet. Începură să tragă toți, dar elicopterul se înălțase destul. I-am păcălit!" exclamă Don Mărin viteza. Elicopterul se înălță deasupra colinelor și se pierdu în zare. Capitolul 13 Harry se instală lângă Don, își trase rucsacul la picioare și îl deschise. Uf!" făcu el. Să ne mai tragem un pic sufletul. Am o foame." Se apucă să desfacă un salam, își scoase briceagul și tăia o bucată. Puteți să mâncați în timp ce mânuiți mașinăria patroane." Cum să nu?" spuse Dona, acceptând bucata de salam. Dar trebuie să mai păstrăm, Harry. O să mai avem nevoie." Ce? Nu mergem până la Londra cu asta?" Nici vorbă. Mai e combustibil pentru un sfert de oră." Dumnezeule să nu mi spuneți că iar o luăm pe jos!" strigă Harry disperat. Din păcate, da." Avem noroc dacă ajungem la frontieră. Oricum i-am avut, spuse Harry gânditor, mestecă o vreme uitându-se la lanțul de munți care se întindea în fața lor. Și unde mergem patroane? Trecem mai întâi granița. În Elveția luăm trenul spre Zurich și apoi avionul spre Londra. Acum obiectivul e tiran o localitate de frontieră. Apoi mergem până la Saint Moritz. Depinde de combustibil. Cum spuneți, patroane? N-aș vrea să ne facem praf cu drăcovenia asta. Te cred, spuse Don surzând. Se uită la indicatorul de combustibil, acul era aproape de zero. În câteva minute rezervorul era gol. Avem parașute, Harry?" A, oleo, deja?" întrebă Harry holbându-se. Început să caute disperat prin cabină. Nu văd pe aici." Uite, acolo e tirano," spuse Don. Harry gemuit în spatele scaunului, aruncă o privire către orășelul din fața lor, apoi continuă să caute parașutele. Le-am găsit patroane. N-au fost folosite de ceva timp. Ce cretin sunt!" exclamă Don. Sigur, trebuie să fie un rezervor de siguranță. Dacă-i plin, ajungem până la munți." Dădu de, de câteva manete, constată că avea dreptate și elicopterul se înălță. Mai avem pentru 20 de minute. Scoate harta, Harry. Trebuie să găsim un col să aterizăm. Ia uite ce munți! Văd, patroane, spuse Harry. Ar fi indicat să nu intrăm în ei, nu? La 30 de metri sub ei se vedeau vârfuri stâncoase, încă pline de zăpadă. Ia vezi, suntem departe de câmpie?" întrebă Don. Nu pare pa prea aproape, dar n-a să vă spun patru ani. Ia arată-mi. Studie harta, -a urmăit ceva și o dădu apoi lui Harry. Cu puțin noroc ajungem. Sper, spuse Harry privind în jos. Îmi închipui cum o fi să aterizeze aici. Peste alte zece minute, când indicatorul de la combustibil ajunsese din nou la zero, ieșiră dintr-un nor de ceață și descoperiră sub ei câmpuri înverzite pe care pășteau vaci și capre, în depărtare se vedeau capanele de rapoarele muntelui. Am trecut, spuse Don, angajându-se în coborâre. Câteva minute mai târziu aterizară rălin pe un drum care urca în munte. Să fugim înainte să fim, întrebați ce căutăm pe aici, spuse don punându-și rucsacul în spate. O luăm pe jos? întrebă Harry dezamăgit. Da, dacă nu găsim cumva o mașină care să ne ia până la sen moriți. Ajunseră repede la drum și-și întoarseră -și capetele. Pe fundalul munților, elicopterul era mult prea vizibil, după părerea lor. Hai să încercăm să oprim o mașină," zise Don. Fii atent, ține pușca pregătită." Stați liniștit." Un camion enorm se ivi pe drum și Don îi făcu semne disperate. Camionul încetini, iar șoferul, un tip frumos cu ochi albaștri, le zâmbi prietenos. Ne puteți duce până la sen moriți?" întrebă Don, într-o franceză impecabilă. Urcați!" zise șoferul. Chiar mă plictiseam singur le deschise portiera. Harry și Don se instalară în față și camionul porni. Pe drum, șoferul vorbind continuu despre elicopterul pe care îl văzuse survol în munții. Îi luase pe Don și pe Harry drept simpli turiști și habar nu avea că ar fi avut vreo legătură cu misteriosul aparat. La gara din Sen Moritz observară că tocmai pierduse trenul și că următorul pleca într-o oră. Ce ar fi să îmbucăm ceva la restaurant?" propuse Harry. Mi-e o foame!" Don clătina din cap. Nu ne putem permite. Poți fi sigur că n-ați ca pregătești un contraatac. O să încerc să închiriez o mașină. Cumpără ceva de mâncare și ne vedem aici peste 20 de minute." Cum spuneți, patroane?" spuse Hariul lui. Norocul era că Don petrecuse câteva luni la schi la Hotel Palace și directorul îl cunoștea bine. Așa se face că într-o jumătate de oră mergea spre gară la volanul unei limuzine negre Bugatti. Harry, care l-aștepta când alenă bucată de salam cu pâine, arboră un surâs larg văzând mașina. Doamne, sfinte, dar ce luxoasă e patroane! Ați manglit-o? Mi-a împrumutat-o de la hotel, spuse Don trecând pe scaunul din dreapta. Se considera un șofer bun, dar nu se putea compara cu Harry, campionul vitezei. La volan, Harry! Hai, repede! Harry înghiți restul de salam, își terse degetele de grăsime pe pantalon și se așeză la volan. Avem vreo sute de kilometri până la Zurich, spuse Don. Drumul e bun. Se uită la ceas, era patru fără douăzeci după amiaza. Ar trebui să ajungem pe la opt. Stați mai să vedeți, patroane! Lăsați-mă pe mine!" spuse Harry luându pe strada principală. Avem benzină?" Am făcut plinul și am pus patru bidone de rezervă în portbagaj. E mai mult decât ne trebuie." Perfect!" spuse Harry apăsând accelerația. Ajunseră la Silva Plana în zece minute și o luară înspre ciur. Harry trăgea tare. Când o să ajungem în avionul de Londra, spuse Don, n -ați că va fi terminat și știe asta. Sigur va mai avea o tentativă să ne oprească la aeroport. Cel mai bine ar fi să mă lași pe mine undeva și să te duci tu să iei bilete. Pe tine nu te reperează așa de ușor. Eu o să mă urc la bord în ultimul moment. Și dacă rămâneți în mașină, așa dacă sunt probleme, puteți să o ștergeți. Da, ai dreptate. Nasca s-ar putea să creadă că mergem la Milano, dar nu știi care pe care. 40 de minute mai târziu, Harin cetini la intrarea în ciur și continuă înspre Sargans. Merseră vreo 10 kilometri când Harry scoase brusc o înjurătură și mașina se opri după câteva zgâlțe de rău augur. Nu cred să fi rămas fără benzină," zise Harry încruntându-se. Or fi intra gunoaie în carburator." Coborât din mașină și deschise capota, Don se duse să ia trusa de scule din porbagaj. Cu mecanica lui de desăvârșită, Harry găsi repede motivul penei. Au pus sap în benzină patroane. Și mă mai îndoiam de națca," spuse Don. Hai, scoate ce în rezervor. Fiecare secundă pierdută-i câștigată de cretinii aia. Don se duse să aducă bidonele din porbagaj și Harry lăsă benzina din rezervor să se scurgă. Don desfăcu dopul unui bidon și mirosi. Se schimbă la față. Nu-i benzină, Harry, e apă. Ne-au făcut-o, nu? strigă Harry furios. se apucă să demonteze carburatorul. Poate găsim o mașină care să ne ducă până la ciur. Ce porcărie, spuse Don nervos și doar Tregard mă prevenise. Nu lăsăm mașina aici, Harry. Mă duc la ciur să caut benzină, tu rămâi aici. Am văzut un servis pe drumul încoace, spuse Harry în timp ce ștergea cu Batista filtrele carburatorului. E ceva mic pe stânga. Don goli apa din bidoane. Nu vă faceți griji, totul va fi pregătit când vă întoarceți, promise Harry. Cu două bidoane în fiecare mână, Don -o -o pe drum înainte. Nu făcuse mai mult de cinci metri când auzi un motor în spatele lui, Lăsă bidoanele jos, își puse pistolul în puzunarul de la jachetă și așteptă. În curba apăru o mașină micuță. Don o în mijlocul drumului cu brațele în aer. Șoferul nu păru foarte încântat să oprească, dar nu avea de ales. Era un bătrânel grăsuț, un comerciant, se gândi Don. Scoase capul pe geam cu o privire mustrătoare. Puteți să mă luați până la ciur?" Mm. întrebă Don, ținând degetul pe trăgaci. Am rămas în pană de benzină." Bătrânul ridică din umeri și deschise portiera în scârbă. De obicei nu iau pasageri, mormăie el uitându-se urât la Don, care punea bidonele în spatele scaunului. Nu scoase niciun cuvânt până la ciur și după ce îl lăsă pe Don, nu îi dădu nici timp să-i mulțumească. Deodată un tip ieși din cabana în fața căreia se bătrânul și se uită la Don cu o expresie echivocă. Don deveni precaut. Umpleți în bidoanele cu cea mai bună benzină pe care o aveți, ceru Don. Ați venit prea târziu, am închis. Bomâni bărbatul și întoarse spatele. Hotărât să nu se lase, Don intră după el în cabană. Îl surprinse pe tip când lua din cui o cheie franceză. Bărbatul aruncă cheia în capul lui Don, care se feri și scoase pistolul. Atenție! zise Don scurt. Văzând arma, tipul făcu ochii mari. Lăsă jos cheia și se albi la față. Gata cu gluma! Acum o să-mi umpli repede bidoanele. Eu nu mă mișc de aici. Da, să știi că dacă e nevoie, nu te ratez. Tremurând, bărbatul ieși și se duse să umple bidoanele. După ce termină, Don își puse din nou pistolul în jachetă, fără să ia mâna de pe trăgaș și ieși din cabană. Pune bidoanele în camionul ăsta," îi spuse el, arătând spre o mașină de panare oprită lângă pompă. Hai repede!" Tipul se execută. Urcă," spuse Don. Facem o plimbare." Negru de ură, omul se sui în camion și Don lângă el. Ia-o spre Sargans și mergi cât poți de repede." După ce trecură de servis, îl întrebă. Ai primit ordin să nu-mi vinzi benzină?" Bărbatul nu răspunse. Don Infip se arma în coaste. Ai face bine să vorbești dacă vrei să ieși viu din rabla asta." Am primit un telefon," mormăi bărbatul. Execută ordinele atâta tot. Ești un dobitoc, de da, asta e," spuse Don. Când te-au sunat, a, acum o oră." Această precizie lui mi pe Don, oare aștepta cineva și la aeroportul din Zurich? Chiar că n ca se gândise la tot." Cu siguranță vor avea probleme la frontierele dintre Franța și Elveția și între Elveția și Germania, pe când se gândea cum să-i țină piept lui Naț pe Harry lângă limuzina Bugatti. Oprește lângă mașina aia, zise Don. Camionul se opri, Harry veni în fugă și descărcă bidoanele. Apoi, în timp ce Don îi plătea omului benzina, Harry început să umple rezervorul limuzinei. acum valea și ciocul mic, îi spuse Don. Furibun tipul întoarse camionul și plecă. Don reveni la Bugatti, Harry închidea rezervorul. Sunt gata, patroane. Am pierdut o oră, spuse donul când în mașină. Grăbește-te, Harry. Harry conducea în viteză încetinând ușor când trecu prin Sargans și Valenstad. Don îi povesti scena de la servis. Și mai păstrăm mașina? întrebă Harry. Don clătină din cap. Nu, nu o să putem trece frontiera. Trebuie să scăpăm cât mai repede de ea. Harry aprobă din cap și claxonul nervos, depășind trombo o mașină. Mergea acum pe marginea lacului Tiuric. Vitezometrul arăta 140 la oră, așa că Harry nu avea cum să contemple peisajul. Ascultă, Harry," zise Don deodată, trebuie să ne ascundem până la noapte. Apoi mergem la aeroport și căutăm locuri în avion." Îngruntat, Harry căzu un moment pe gânduri, după care chipul îi se lumină. Și dacă ne-am dat drept arzi. Ce idee!" spuse Don zâmbind. Dar ar trebui să răpim doi ca să le luăm hainele." La nouă fără un sfert intrară în Zurich. Ajunseră imediat la Hotel Europa, unde Don promisese directorului de la palat că va lăsa mașina. În soții de Harry intră în discuție cu directorul hotelului, un domn distins între două vârste, care putea ușor trece drept diplomat francez. Deși la început se arătă reticent văzându-le hainele murdare și zdrențuite, directorul deveni amabil când Don se prezentă. Dar cum să nu, domnule Miclem? Mi se părea mie că vă recunosc. Poftiți, vă rog, în biroul meu!" Îmi face mare plăcere să vă fiu de folos. Odată ajuns în tetate, domnul întrebă. Ați putea să ne dați o cameră pentru două ore și să ne serviți masa? Desigur, domnule Miclem. Aș avea nevoie și de două costumații de valet, cam așa albă, cravată și pălărie. Îmi cer scuze că nu vă pot explica pentru ce, dar e urgent. Fiți sigur că vă voi plăti de aranjul. Directorul rămase impasibil, dar cu oarecare efort. După un moment de liniște, continuă amabil. Sigur, mă ocup, domnule Miclem. Dacă cineva mă cere la telefon, vreți vă rog să spuneți că nu sunt aici?" Relodon. Directorul ridică descurajat din numeri. Sigur, domnule Miclem," spuse el ridicându-se. O jumătate de oră mai târziu, spălați, bărbieriți proaspăt, îmbrăcați în negru, cu cămașă albă și cravată neagră, Don și Harry se așezară la masă în fața unui meniu copios. Spre sfârșitul festinului, telefonul sună. Don se ridică și lor receptorul. Aici directorul va căuta cineva," Angajatul meu a urmat ordinele și a spus că nu sunteți aici. Perfect, răspunse Don. Știți cumva cum arăta? Se pare că era un tip mic și urât, cel mai probabil un italian. Mulțumesc, vreți vă rog să-mi faceți nota? Sigur, am să vă aduc chiar eu. Don închise telefonul și se întoarse spre Harry. Sunt pe urmele noastre, buso ne-a căutat. Ei, dar n-au dat încă de noi, spuse Harry. Nu, dar trebuie să avem grijă cu Națca, spuse Don pe un ton grav. Știe că suntem la Zurich. Nu trebuie să facem nicio greșeală, trebuie să jucăm strâns. Își a prins o țigară și început să se plimbe de-a lungul și de alătul camerei. Când plecăm? Întrebă Harry. E un avion spre Londra la ora 11. Lasă-mă puțin să mă gândesc. În locul lui Nazca aș pune aeroportul sub supraveghere. Suntem nebuni dacă ne ducem acolo. Vorbind, se apropie de șemineu pe care erau câteva bibelouri și o cutie pătrată pe care o tot freca în mână. O să le dau o pistă falsă, Harry spuse el zâmbind. Cum așa?" întrebă Harry cu interes. Domnul scoase vestea, se descheie la cămașă și își dezveli curaua pe care o purta pe piele. Scoase carnețelul legat în piele și îl puse pe masă lângă cutia pe care o de pe șemineu. Păzește ușa, Harry." Harry se posta la intrare. Don desfășură pachetul, puse carnețelul în buzunar, apoi refăcu pachetul, învelind, învelind cutia de pe șemineu. Așa," spuse el. Acum trebuie să mergem la Consulul Statelor Unite." Nu va fi ușor. La consul? De ce? Făcu Harry mirat. Cineva bătu la ușă. Don ascunse pachetul și se duse în baie cu pistolul în mână. Deschide, îi spuse lui Harry. Harry între deschise ușa cu grijă și directorul hotelului se strecură în cameră. Don își vârâ arma în buzunar și veni în cameră. V-am adus nota, domnule Miclem, spuse directorul. Mai pot face ceva pentru dumneavoastră? Dacă puteți să-mi spuneți unde este Consulatul Statelor Unite, E foarte ușor de ajuns. Ieșiți din hotelul la stânga și câteva case mai încolo vedeți drapelul Statelor Unite la intrare. Mulțumesc. După ce plăti nota, un reluă. Dacă nu abuzăm prea mult de bunăvoința dumneavoastră, am putea ieși pe o ieșire de serviciu. Directorul reuși din nou să-și ascundă uimirea. Tânărul americanii se părea prea sării de pe fix. Parcă ar fi fost un criminal. La capătul culoarului veți găsi banda de aprovizionare care vă va conduce la ieșirea de serviciu. Perfect, mulțumim, plecăm acum. Directorul ieși. Don se așeză la birou, scrise rapid un mesaj și îl puse într-un plic pe care îl sigilă cu ceară. Haide, îi spuse el lui Harry, lăsăm rucsacurile aici. Cu puțin noroc, nu o să mai avem nevoie de ele. N-am înțeles nimic, se plânse Harry. De ce mergem la consulat? Îți explic pe drum, răspunse Don. Deschise ușa, aruncă o privire pe culoar și făcu un semn din cap. E liber. Hai! În timp ce banda de aprovizionare îi ducea la parter, Don îi și planul lui Harry. Orice ar fi eu, trebuie să-i dau carnetul lui Sir Robert Graham personal. Deci îi voi cere consulului să-i dea ambasadorului Statelor Unite la Londra pachetul care conține cutia. Îl va trimite prin valiza diplomatică. Sper că n ca Nasca să anticipeze manevra asta. Dacă are un complice la consulat, ceea ce e foarte probabil, lucrurile se vor afla imediat. El îl interesează carnetul, nu noi. Atunci noi vom putea lua avionul fără probleme. Harry făcu un semn de aprobare. Formidabil! Trebuie însă să dăm de consul. Banda se opri. Merseră pe culoarul prost luminat până la o ușă și ieșiră în stradă. Nu ne asumăm riscuri inutile, Harry. Eu merg înainte tu în spatele meu cu arma pregătită. Bine, patroane, spuse Harry. Din loc în loc, felinarele făceau lumini și umbre pe trotuar, dar în rest strada era pustie. Donuș scoase pistolul din buzunar și porni în pas rapid pe lângă ziduri. După ce trecut de trei case, văzu un drapel care flutura în aer. Nu putea fi decât consulatul. Se uită în spate. Harry nu mai era. Deodată, din fața unei uște de vis a -vis, văzu aprinzându-se un chibrit care arse în aer și se stinse pe mijlocul drumului. Don înțelese că era un semnal. Fără să ezite, o lua la fugă înspre consulat. În același timp auzi o mașină pornind în spatele lui, apoi îl auzi pe Harry venind în fugă. Îi spuse că avea puține șanse să ajungă la clădirea consulatului Înainte ca mașina să-l depășească, se uită în spate, o limuzină neagră cu farurile stinse venea drept spre el. Deodată farurile se aprinseră și Don se lipi îngrozit de zid. Auzi zgomotul sec al pistolului lui Harry, apoi zgomot de geam spart. Mașina încetini. Don se aruncă pe burtă exact înainte ca mitraliera să tragă în rafale. Gloanțele se înfingeau un în perete chiar deasupra lui Don. Harry trase din nou. Se auzi un urle de durere, mașina acceleră și dispăru în noapte. Don era pe cale să se ridice când de la ușa de unde se aprinsese mai devreme flacăra, ni un fulger urma de o detunătură. Don se lăsă din nou să cadă. Glonțul trecuse pe la ureche, trase și el. Bărbatul se îndepărtă de intrare, se împletici pe, colo pe trotuar, făcu câțiva pași aduși de spate, adus de spate și se prăbuși în mijlocul străzii. Don se ridică imediat și porni spre ușa consulatului. Nici nu ajunseră bine în fața clădirii, că ușa se și deschise și în prag apărură doi polițiști americani în uniformă, cu pistoalele în mână. Don se opri brusc și ridică mâinile în aer. Harry făcu și el la fel. Cei doi polițiști se apropiară neîncrezători. Ce se întâmplă?" întrebă unul dintre ei. Don izbucni în râs. Această întrebare absurdă, pronunțată cu un accent care era atât de familiar, îl încântă de-a dreptul. Trebuie să-l vadă de urgență pe consul," răspunse el. Tocmai am fost victima unei tentative de omor. Și dacă nu ne lăsa să intrăm repede, o vor lua de la capăt. Sunteți cetățean american? întrebă polițistul bănuitor. Mă numesc Miclem, don Miclem. Așa îl cunosc, spuse cel de-al doilea polițist. I-am văzut poza în ziar. Cu armele în mână, cei doi polițiști îi lăsară să intre în clădirea consulatului. Capitolul 14 Lângă șoferul consulatului, alături de un polițist armat și escortați de două motociclete, Don și Harry se îndreptau spre aeroportul din Zurich. Consulul Edward Jepson luase hotărârea pe loc. Don îi explicase că avea de îndeplinit o misiune importantă pentru guvernul britanic și că era vital ca pachetul învelit în pânză uleiată să ajungă la Londra. Jepson se ocupă personal de trimiterea cu valiza diplomatică și când Don îi împărtăși temerile lui în ce privește un potențial atentat pe aeroport, Jepson îi asigură mașina și escorta. De data asta cred că am câștigat, spuse Don zărind în depărtare luminile aeroportului. Numai să nu ne pun o bombă în avion. Să nu fim pesimiști patroane, spuse Harry. Chiar mă gândeam ce bine o să fie acasă. Nu mă liniștesc decât când predau carnetul, zise Don. Jepson s-a ocupat de toate formalitățile. Trebuie doar să ne urcăm la bord și să așteptăm explozia, spuse Harry jumătate în glumă, jumătate serios. Mașina se opri în fața biroului de control vize și polițistul coborâ. Așteptați un moment, domnule," spuse el. Mă interesez de avion." Cei doi polițiști pe motociclete încadrară mașina. Nu suntem fite cine vedeți?" șopti Hari. Mă rog, aș fi preferat să mă descurc singur." După un moment, polițistul ieși din birou. Poftiți biletele, domnule," spuse el, întinzându-i lui Don. Trebuie să așteptați zece minute. Avionul decolează de pe pista numărul 5. Vă vom conduce cu mașina. Am ordin să percheziționez avionul, dar nu va dura mult. Dar poate să dureze și mai mult, că nu ne grăbim. Polițistul se urcă în mașină și merseră pe sub luminile puternice, oprindu-se în fața unei săli de așteptare, unde se mai aflau cinci alți pasageri. Dacă nu vreți să fiți văzut, domnule, vă voi anunța când totul va fi gata, spuse polițistul coborând din mașină. Nu durează mult, Don și Harry ieșiră din mașină și traversară alea de ciment. Polițistul le deschise ușa, îi lăsă să intre într-o mică sală de așteptare și plecă. Suntem tratați mai bine decât niște capete încoronate, nu?" spuse Harry, lăsându-se să alunece cu într-un fotoliu. Păcat că nu ne-am mai dus și la alte consulate pe drum." Don se apropiase de fereastră și contempla noaptea neagră. Nu stați la fereastră, patroane!" îl sfătui Harry. Deodată încremenii, în pragul celeilalte uși stătea Carinațca cu un colt de calibru 45 îndreptat spre ei. Doamne sfinte, de unde a și ăsta? O, o mișcare și vă zbor creierii, spuse Națca. Don se întoarse brusc cu inima spărgându-i pieptul. Națca intrase în salon urma de Maria. Ce surpriză plăcută să vă revedem, spuse ea veselă. Avea o haină de vizon trei sferturi peste o bluză de mătase galbenă și o fustă neagră. Se apropie de canapea și se așeză zâmbind către Don. Bună seara, spuse Don sforțându-se să rămână indiferent. V-ați gândit prost intrarea. În un polițist fără și alți doi aici la ușă. Primul e în serviciul meu, spuse Nazca. Dați-mi carnetul și vă lasă urcați liniștiți în avion. Altfel vă împușc. Nu scăpați așa de ușor, răspunse Don. Nu îmi spuneți că ați cumpărat toți polițiștii din aeroport. Voi avea timp să distru carnetul, spuse Nazca cu un aer sumbru. Nu vă cer nimic mai mult. Dați-mi imediat dați l vă rog, don, interveni Maria pe ton grav. Nu faceți pe eroul, care nu glumește. V-aș asculta, dacă carnetul nu mai e la mine. Nu vă merge gluma, urlă Nazca. Aveți zece secunde și trag. Mi-am luat măsuri de precauție și l am dat consulului, minți don. Va pleca împreună cu valiza diplomatică. Nu e adevărat. Don se îndepărtă de fereastră cu pas nonșalant și se așează pe canapea lângă Maria. Vă repet, nu-l mai am. Percheziționați-mă dacă nu mă credeți. N-aș putea să-mi permit, spuse națca ca palid. Fără să-l piardă din ochi pe Don, deschise ușa și strigă. Bus, o vină încoace. Don atinse ușor mâneca hainei ma Mariei. Ce blană frumoasă! L-o mâneca o ridică și mângâie blana moale. Blana de vizon face femeile urâte frumoase și pe cele frumoase fermecătoare. Eu acum sunt de dreptul fermecat. Maria îl privi. Deci nu-l aveți? întrebă ea. De fapt, m ar fi mirat o asemenea imprudență din partea dumneavoastră. Mă așteptam să am probleme la aeroport, spuse Don. Varianta cu valiza diplomatică mi s-a părut mai sigură. pus -o intră și se uită furibun la Don. Percheziționează-i peștea doi, ordonă Nasca. Știi doar ce caut. Repede. Stai liniștit, Hari, spuse Don calm. Se ridică în picioare cu mâinile în aer. Harry îl privea cu ochii cât cepele. Busol pipăi din cap în tălpi. Pe Don apoi se dădu apoi și se uită la Națca. Nimic, senior, vezi la celălalt, spuse Națca. Lasă-l, îi spuse domnului Harry. Cum spuneți patroane, spuse Harry indiferent. Bus-o buzunarele lui Harry și clătină din nou din cap. Bun, sunteți satisfăcut, întrebă dona așezându-se din nou lângă Maria. partida e pierdută, valiza diplomatică e de neatins, pleacă în seara asta sub escort armată. Bine că mi-ați spus, spuse Națca cu privirea febrilă. Ei făcu un semn lui Bruso, care scoțând pistolul îl îndreptă spre Don și Harry. Apoi se duse să ia telefonul de pe masă. Consulatul Statelor Unite, vă rog, ceru el. După un moment de pauză, Națca care luă. Domnul Shanning, vă rog. Din nou pauză. Shining? Un pachet mic învelit în hârtie uleiată verde a ajuns la consul, acum aproximativ o jumătate de oră. Trebuie să plece în seara asta la Londra cu valiza diplomatică. Am nevoie de el, ai înțeles? El și și adumit la întâlnirea noastră obișnuită. După asta nu te mai întorci la consulat, misiunea s-a terminat. Ascultă un moment, apoi reluă. Perfect, te aștept într-o jumătate de oră. Închise telefonul și se întoarse triumfător spre Don. A, am impresia că eu am câștigat domnule Miclem. Agentul meu mi-a confirmat că are acces la valiza diplomatică. Don știa că trebuie să joace rolul până la sfârșit. ca nu trebuia să-și dea seama că era tras pe sfoară. Vierme ce ești!" explodă el. Doar nu crezi că-i să scape așa ușor!" Haideți, domnule Miclem, nu vă enervați! m ați făcut să trec prin momente grele și, la urma urmelor, problema asta nu privește guvernul dumneavoastră!" De unde se prefăcu că-și stăpânește mânia și ridică din umeri? Bine, ați câștigat, trebuie să recunosc!" Așa îmi place mai degrabă!" spuse Națca. În orice caz nu-mi pare rău că scap de dumneavoastră. vă va conduce la avion. Când ajungeți la Paris, eu o să fiu departe. Să nu încercați să scăpați de Buso dacă vreți să rămâneți în viață. Se uită la Buso. Doi la avion. Dacă fac urât, tragi. Pe aici, spuse Buso, apropiindu-se de ușă. Don se uită la Maria. Atunci vă spun adio. Speram că veți fi nevoită să cereți azil politic în Anglia. Mi-ar fi plăcut să vă fiu ghid la Londra. Știu orașul mai bine ca Veneția. Se uită cu coada ochiului la Nazca, care ieșa. Maria se ridică și zâmbi. Poate voi ajunge cândva în Anglia. Îmi voi aminti de invitația dumneavoastră. Păi, mormăi Buso, Don se prefăcu că nu-l aude. Nu sunteți inseparabil dumneavoastră și fratele dumneavoastră? Nu puteți să mă conduceți până la avion. Chiar v-ar face plăcere? Da, o că sunt sentimental, dar imaginea unei femei frumoase care îmi face adio cu Batista îmi lasă mereu o amintire frumoasă. Ea-i surâse cu ochi strălucitori. Atunci veți avea parte de o amintire frumoasă. Haideți, spuse domnul Lunto de braț. Ajunse la ușă urma de Harry, care îl privea cu un aer buimăcit și dezaprobator. Buso mergea ultimul. Pe când se apropiau de pistă, Don o întrebă pe Maria. De ce nu veniți cu mine? Ați putea să vă mutați la Londra." La Londra? Ce să fac acolo? De altfel nu îl pot părăsi pe Harry. Are prea multă nevoie de mine." Mă gândeam la siguranța dumneavoastră. Mai devreme sau mai târziu vezi regreta că ați lucrat cu el. Nu regre niciodată nimic. O stioardesă superbă se apropie de ei îngrijorată. Domnul Miclem? Da. Vă așteptam, vreți să urcați imediat, vă rog? Mă scuzați, vin imediat. Ia o înainte, Harry. Harry, la fel de buimăcit, ezită un moment, după care început să urce treptele pasarelei mobile. Don se întoarse spre Maria. La revedere și succes! Mi-ați mai spus asta. Atunci mă repet. Îi trec cu brațul pe după talie și cu cealaltă mână îi mângâie brațul. Femeia în vizon? Ce armonie perfectă! Atinse ușor buzele Mariei într-o sărutare scurtă. Chiar nu vreți să veniți? I-a dădu din cap că nu. Adio, don. se întoarse urcă repede scara și se opri un moment să-i facă semn Mariei, apoi intră în avion. Ușa acestuia se închise și pasarela fuscoasă. Don s aruncă în fotoliul lângă Harry, Motoarele începură să uruie și avionul se angajă pe pista de zbor. Don se uită pe fereastră și-i făcu din nou un semn de adio Mariei, care dădea din mână sub un felinar. După decolare, Don se întoarse către Harry. Ultimele momente au fost chiar grele. Am observat și eu patroane, răspunse Harry cu voce răgușită. Don surâse și întorcându-se cu spatele către ceilalți pasageri, scoase carnețelul legat în piele și l arătă lui Harry. L-am pus în mâneca Mariei, înainte să mă percheziționeze buso, șopti el. L-a adus până la avion. Cu asta chiar că m-ați făcut praf, exclamă Harry surâzând cu admirație. Două ore și jumătate mai târziu avionul ateriza pe pista de la Norhold. Călătoria luase sfârșit. Don se gândise că Nazca avea să descopere imediat că fusese tras pe sfoară, putea chiar să dea alarma între toți agenții săi londonezi și să mai încerce odată să recupereze carnetul înainte ca acesta să ajungă la Sir Robert Graham. Hotărât să nu lase lucrurile la voia întâmplării, Don îl convinse pe capitanul navei să transmită prin radio un mesaj către Sir Robert, cerându-i să trimită la aeroport o escortă de poliție. Avionul ateriză în și se opri. Să-i lăsăm întâi pe ceilalți să iasă," spuse Don. Ține arma la îndemână." Harry aprobă. Don o prevenise pe stewardesă că ar putea fi un conflict la debarcare, așa că aceasta nu se clinti din ușa avionului până ce nu coborâră toți pasagerii ia înainte, Harry, și uită-te puțin afară." Harry se apropie de ușa avionului. Gata, mis, mulțumim. Preiau eu acum." Îi spuse el amabil fetei. Ușor șocată, stiuardă, s-a pasarela. Harry văzu avansând pe alee un grup de bărbați având în frunte un tip solid cu mustață albă. Gata, patroane, îl văd pe Dick alături de un moșnea care cred că-i săr Robert." Don veni la ușa avionului. Tom Dick străgea din pipă cu un aer placid și ridică mâna în chip de salut către cei doi. Ce-ai făcut, băiete?" îl întrebă să Robert pe Don privindul mustrător. Am fost să-l caut pe Tregard," spuse Don calm. Mi-a dat ceva pentru dumneavoastră și nu-mi pare rău că am preluat această misiune." Scoase carnetul din buzunar și îl întinse lui săr Robert. Ce e asta? întrebă săr Robert grăbit. Un document care trebuia cu orice presă ajungă în mâinile dumneavoastră, după spusele lui Tregard. Nu știu exact ce este, dar în orice caz și-a dat viața ca să vă parvină. Viața? Ce l-a omorât? Mașina așteaptă, să Robert, spuse Dix. Ar fi mai bine să plecăm, suntem preexpuși aici. Aveți dreptate, spuse să Robert. Îi dădu carnețelul lui Dix. Vi-l încredințez. Aveți grijă să nu-l pierdeți, spuse Don. N-au renunțat încă să-l recupereze. Să o văd și pe asta, spuse Dix cu un surs laconic, vârându-și carnetul în buzunar. Îl voi da colonelului Henderson. Să Robert, vă sunăm când avem vești. se întoarse spre Don cu un surâs calm. La urma urmei nu e deloc când unii se bagă unde nu le fierbe oala miclem. La revedere! Și se îndepărtă urmate doi polițiști în civil. Mașina ne așteaptă, Don, spuse Sir Robert. Haideți cu mine, aș vrea să vorbim. Harry se așeză lângă șoferi, iar Don și Sir Robert pe bancheta din spate a Daimlerului, care era parcat în fața sălii de așteptare. Porniră spre Londra pe Western Avenue. Deci l-ați găsit pe Tregart? Întrebă săr Robert, întinzându-lui Don cutia cu trabucuri. Nu sunt la fel de bune ca ale dumitale, dar sper să-ți placă." Da, l-am găsit." Își aprinse trabucul cu un chibrit. Dar știu că ești tare încăpățânat. Puteai să pierzi tot și îți spusesem doar să nu te amesteci." Dacă vă ascultam, n-ați fi primit niciodată ce v-am adus," zise Don. Asta așa e," spuse săr Robert, contemplând încruntat mm. capătul mm. aprins al trabucului. Planul nostru nu era cine știe ce." Da, bietul Tregart a vrut săriște. Era ferm convins că se poate descurca singur. Poate uitați că eu nu sunt la curent cu afacerea, spuse Don. Cred că acum aș avea și eu dreptul să aflu despre ce e vorba. Să Robert aprobă. Am să-ți explic, dar nu aici, când ajungem la mine. Ce-ar fi să-mi povestești ce s-a întâmplat? Vreau să faci un raport scris către colonelul Henderson, dar acum povestește-mi în mare. Don povesti de a fi rapăr prin ce trecuse la Veneția și ajunsese spre sfârșit când mașina o în fața vilei lui Sir Robert în Kensington. Dumnezeule! exclamă Sir Robert. Ce aventuri! Coboră cu greu din mașină. Poftim înăuntru. Jetson, ocupă-te de adjunctul lui Miclem. Dă-i să mănânce și nu uita de whisky. Sunt sigur că-l merită. Jetson, șoferul lui Sir Robert, își duse mâna la chipiu cu o lumină în priviri. Chiar sperase să tragă la masă cu Harry. Lăsându-i pe Harry și Jetson, Sir Robert deschise ușa întinse valetului pălăria, haina și bastonul și îl conduse pe Don într-un salon confortabil, cu pereții tapetați de cărți și un șemineu impunător, în care era aprins un foc de lemne. Ia loc, Don," spuse Sir Robert îndreptându-se către bar. Bei un coniac? Am unul care ți-ar plăcea. Din păcate sunt ultimele sticle din pivnița tatălui meu. Mai degrabă un whisky," spuse Don așezându-se lângă foc. Pe vremea mea, după miezul nopții, se bea coniac. Da, mă rog, dacă așa vrei. Să Robert aduse un pahar de whisky și l așeză în fața lui Don. Apoi se așeză și el, ținând un pahar de coniac în mâna cu vene vineții. Da, chiar că ați avut aventuri, relu el conversația. Îl știu din auzite pe Națca. E abil și periculos. Ai fost la înălțime, băiete. Se uită în ochii lui Don. Acum o să-ți explic afacerea, dar rămâne între noi, da? Don aprobă. Acum aproximativ 9 luni am observat o scurgere de informații în ce privește. Eh, mă rog, nu contează. Început să Robert încruntându-se. Cu cât știi mai puține, cu atât mai bine. Oricum, un funcționar tădea niște informații în străinătate. Având în vedere că era într-o poziție înaltă, problema era greu de rezolvat. Și toate serviciile începuseră să se bănuiască între ele. Dumnezeu să mă ierte, tâmpiți ăștia m-au bănuit o vreme și pe mine. Sorbi o gură de coniac dând aprobator din cap. Chiar nu vrei să treci pe coniac, băiete? E absolut extraordinar. Nu mulțumesc, răspunse Don. Și ce treabă avea Tregard cu asta? Ha, Tregard! Să Robert clătină din cap. Bietul de el. Îi vom duce lipsa. Era de departe cel mai bun agent al nostru. În fine, scurgerile deveniseră atât de periculoase, încât m-am hotărât să mă consult cu el. Știam că informațiile ajung la Națca. Tregard a propus să ne ducem la el, să-i câștigăm încrederea și apoi să descoperim cine se ocupa la Londra de scurgerile de informații. Să Robert se ridică să miște buștenii din foc, deși nu era nevoie și se așeză la loc trăgându-se de mustață. Mi s-a părut periculos. Era posibil ca Tregar să reușească prima parte a misiunii. Dar nu vedeam cum putea să rămână viu. În fine, el luase deja hotărârea. Bătrânul se așeză picior peste picior și îl privi pe don cu un aer nesigur. O cunoști pe soția lui? Da, o cunosc. O tânără doamnă șarmantă, inteligentă, nu ui ca toate descreeratele astea din zilele noastre. M-am gândit la ea, don. I-am spus lui Tregard că mi se pare nedrept față de ea. N-am să uit niciodată ce mi-a spus. Să Robert mai luă o gură de coniac. Nu e momentul să fim sentimentali," mi-a spus el. Am o treabă de făcut și o voi face." Sentimentali?" În fine, știam că se sacrifică." Ce e, frei?" Fiindcă funcționarul meu avea acces la toate documentele care treceau pe la mine." A trebuit să-l conving că Tregar trădase. Tregart a fost acceptat de Națca. Ne-a trimis un mesaj prin radio, scurt, dar concis. Puse mâna pe lista tuturor agenților lui Națica care lucrau cu noi, dar lista era codată, el nu putea descifra. Mi-a spus că va încerca să-mi o trimită și uite, te-a rugat pe tine să te ocupi de asta. Vezi reuși să descifrați lista? Întrebă Don. Să Robert ridică din numeri. S-ar putea să nici nu mai fie nevoie. Dar fi sigur că spionul în cauză a fost avertizat. Va încerca să fugă, dar îl vom împiedica. nu își termină băutura și se ridică. Vă mulțumesc pentru explicație, să Robert. Acum trebuie să plec, mai am ceva urgent de făcut. Să Robert îl privi clipindes. Dragul meu, speram să rămâi aici peste noapte. Trebuie să fie epuizat. Nu e nimeni la tine, nu? Să ocupă Harry, n-am nevoie de altceva. Vă voi da un raport scris într-o zi sau două. Bine. Să Robert întredeschise ușa și spuse valetului să-l cheme pe Harry. Când se întoarse în cameră, telefonul suna. Scuză-mă un moment, poate i Dix. Ridică receptorul. Doamne Dumnezeule! exclamă el brusc, după ce ascultase primele cuvinte rostite la celălalt capăt al firului. Mai bine vin! Credeți că e necesar? Bine, veniți când puteți, domnule colonel. Da, da, vom încerca să împiedicăm presa să se amestece în povestea asta. Un atac sau ceva de genul ăsta. Se vor întreba oamenii din servicii, dar asta e. Vă aștept. Puse receptorul în furcă și cu un aer grav început să-și răsucească mustața. Apoi ridică privirea și-o întâlni pe a lui Don. Unul dintre colegii mei s-a sinucis. Un om în care aveam toată încrederea. Se uită fix la Don și ridică din umeri. Se vede că Tregard n-a murit degeaba. Nu, răspunse Don. La revedere, să Robert. Unde te duci, băiete? Îl întrebă să Robert strângându-i mâna. La soția lui Tregard. La ora asta? E aproape două noaptea. Mai bine n-ai deranjau acum. Nu o deranjez. Poți să iau mașina dumneavoastră. Dar te rog, vrei să-ți dau și șoferul? Mă duce Harry. Cum vrei. Dar zău că mai bine ai sta până dimineață. Sigur doarme. Don clătină din cap. Când aștepți vești de la cel pe care îl iubești așa cum își iubea Hilda Tregar, soțul, nu poți dormi. Noapte bună, săr Robert. Don îi făcusem lui Harry și amândoi coborâră treptele vilei, dispărând în noapte. Aici se termină Misiune în Veneția de James Hadley Chase, o carte care mi-a plăcut, o carte absolut totala tipică din punctul meu de vedere și aparent și după părerea multora dintre voi care mi-ați spus acest lucru, dar cumva o carte care m-a ținut cu sufletul la gură până la sfârșit, mi-a plăcut. De ce să nu recunosc, este un sentiment plăcut să văd și o altă față a scriitorului James Hadley Chase. Sunt tare curioasă de părerea voastră. Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați însoțit la o nou m-ați însoțit în citirea unei noi cărți și vreau să vă mulțumesc pentru mesajele pe care mi le trimiteți în fiecare zi, să vă mulțumesc pentru prietenia pe care mi-o arătați. Să vă invit să vă abonați în continuare la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja și, bineînțeles, să... să știți că de mâine începem o nouă carte. Vă mulțumesc tare mult, vă îmbrățișez, nu uitați că vă iubesc și până data viitoare să ne auzim cu bine. La revedere!